Ce recomandați să mănânce copii ca mâncare sănătoasă începând de la 6 luni când se face diversificarea până la 5 ani? Atunci când se începe diversificarea, se introduc în primul rând fructele, ulterior se introduc legume și apoi treptat cereale, surse de proteină, brânză, ulterior carne, ou, toate acestea sunt alimente absolut necesare pentru buna dezvoltare a copilului. Când copilul începe să mănânce aproape aceleași alimente ca și adultul, deci undeva peste vârsta de 2 ani, baza ar trebui să fie dată de legume, care sunt extrem de utile prin aportul mare de vitamine și minerale, în același timp aduc o cantitate de energie moderată. Din ele pot fi făcute o mulțime de preparate care sunt ușor de digerat și se potrivesc alimentației copilului, supe, ciorbe, tocănițe, cu un aport de proteine din carne slabă, carne de pasăre. Carnea de curcan este o alegere bună pentru că are foarte puțină grăsime și proteină de bună calitate. În completare, acestea lactatele sunt un grup de alimente absolut necesară pentru buna dezvoltare a copiilor, prin aportul de calciu și de proteine pe care le consum, le aduc. Și, bineînțeles, fructele, care sunt surse extrem de valoroase de carbohidrați complexi și de vitamine și minerale. Nu ar trebui uitate nici grupa cerealelor, care asigură un aport energetic suficient pentru a acoperi o bună parte din alimentația copilului, de la cereale de mic dejun, dar nu din genul care au zahăr adăugat. Și pe lângă acestea, paste făinoase, produse de panificație, pâine, sunt alimente utile în alimentația copilului. Vorbesc de fructe, cât de importante sunt și când se consumă? În ce parte a zilei? Fructele sunt extrem de importante în alimentația copilului pentru că și a oricărui om în general, pentru că aduc o parte importantă din acei micronutrienți care asigură o stare de sănătate optimă. Vorbim de vitamine, minerale și antioxidanți, așadar elemente cu rol de protecție împotriva îmbolnăvirilor. Ar trebui să se consume între 2 și 4 fructe pe zi, prin asta însemnând un măr de mărime medie, o banană, o piersică, o felie de pepene. Momentul zilei nu este absolut strict. Deci se pot intercala între mese sau se pot da în asociere cu prânzul, dacă sub formă de desert, dar cel mai bine este să se oferă copilului sub formă de gustare între mese. Vorbim de legume, ele trebuiesc mai mult fierte sau trebuiesc? Ce recomandați aici? Legumele se pot consuma atât în stare crudă, cele care se pretează la un astfel de consum. Și în felul acesta ne asigurăm că ele nu suferă niciun fel de modificare. Practic, toți nutrienții sunt absorbiți în organism. Însă, nici tratamentul termic, respectiv gătirea sub forma unei supe sau unei mâncări cu sos, unei tocănițe, nu înseamnă că degradează în asemenea măsură legumele încât să-și pierdă valoarea. Sunt acceptate în alimentație, sunt extrem de utile și în felul acesta sunt și mai ușor de digerat. Și, de exemplu, supele sunt o alegere foarte bună în alimentația copilului pentru că sunt mai ușor de primit de organismul copilului, de tubul digestiv. Și sunt și mai bine acceptate, pentru că unii copii întâmpină oarecare rezistență la consumul de legume crude. De aceea se acceptă orice cale de a se consuma, doar să ajungă în organismul copilului, pentru că beneficiile sunt incomparabile. Nu putem să ne luăm nutrienții din alte surse
decât eventual din anumite fructe. Știți vreun truc de a păcăli un copil care nu vrea să mănânce legume? Că am văzut mulți care dau legumele la o parte și din supă, dacă sunt, le dau repede la o parte. Thank you.